Servus toclujeni, bun găsit la Culjanul Zilei, sunt Marius Saciu și tare fain e să fim împreună. Dacă emisiunea trecută am discutat despre hrana minții și a sufletului, vorbim despre filme cu Doru Pop, astăzi vom discuta despre hrana, despre burtică, păpică, pentru că invitat este nimeni altul decât Ink Chef, șeful Paul Sisserman. Bine venit, Paul! Băi, omule, dacă mai faci introduceri de astea, o să fiu mai des pe aici, că mă faci să mă simt bine. Da, mulțumesc în primul rând pentru invitație, Marius, dragă, nu ne-am văzut de mult timp și mă bucur să te văd, să te revăd. Și eu mă bucur foarte mult. Mă bucur pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Vreau să te întreb, Paul, de unde atracția asta ta pentru mâncărică, pentru papa? Ești gurman din fire? Da, îmi place să mănânc, chiar îmi place să mănânc. Nu numai ce gătești tu. Nu numai ce gătesc eu, da, și sunt destul de critic, să spunem așa, vis-a-vis de ceea ce mi-ajunge în față. Nu se vede pe tine că da, nu se vede, ne mai și luăm de la guriță, nu mai băgăm. Da, pentru că la o anumită vârstă n-ai ce să... Arderile nu mai sunt ca și în tinerețe. Și asta o știi și tu. Da, m-am apucat la tine chiar nu se vede. M-am apucat de meseria asta cred că din două motive. Unul, pentru că, cum spuneam, îmi place să mănânc și sunt și foarte critic la ceea ce mi-ajunge în față. Și atunci am încercat întotdeauna să îmi rafinez partea de mâncare care mi-ajunge în față și nu pot să spune că ce faci tu cu mâna ta e lucru sfânt, adică e cel mai bun. Am început de când eram copil pentru că îmi plăcea să fac lucruri pe care alții nu le pot face, iar copil fiind s-a ajuns să merge afară să zici că ce ai mâncat astăzi? X, Y, Z. Păi și ce ai făcut? Păi mi le-am făcut eu. Aia ți le-ai făcut tu. Păi da, hai să vă fac și vouă. Și mai făceam așa la copii, erau alte timpuri, nu erau atâtea tablete, nu era mai directă, să zicem, interacțiunea între copii. Și mai dădeam și de gardă, adică, na, la, să zic așa, undeva în clasa 1-a, 2-a, făceam clătite, făceam omlete, făceam așa și copiii care veneau la mine acasă erau, wow, bine, că dacă eram... În ziua de azi cred că eram pe toate rețelele, că atunci nu se făceau poze și nu se postau, dar clătitele tot ajungeau ba pe jos, ba pe masă, ba pe tavan, adică lucruri de... Eu încă n-am reușit să arunc o clătită de aia și prefer să le întorc cu lopățica. Este totul din încheietură. da. Așa, din poanie. Da, bă, cred că pasiunea asta de a găti am avut-o dintotdeauna, bine, nu chiar așa de bine impregnată ca și acum, dar da, am avut-o. Apoi am ajuns undeva la începutul anilor 2000 în Italia, unde am fost trimis de către bucătarul sub care lucram la o școală de bucătari. De fapt, nu e o școală de bucătari, e o școală hotelieră. Care are și secție de bucătărie. Da. Mi-am făcut acolo calificarea. După aceea am ajuns la Institutul de Arte Bianche din Milano și drumurile mele cu Italia s-au sfârșit, sau interacția mea cu Italia s-a sfârșit undeva la sfârșitul anilor 2010, când am venit în România. Am venit pentru un anumit motiv, motivul respectiv nu a ajuns să se concretizeze și rămas, să zicem așa, pe drumuri. Eu am zis, bă, ce să fac, singurul lucru pe care știu să-l fac e asta, sper să îl fac bine și mi-am deschis un local care a crescut, pe care l-am vândut pentru că îmi doream mult mai mult. Am ajuns la un local în centrul Clujului. Din păcate, contractul, așa e, nu ai foarte multe informații, o mai dai de pereți și de garduri. Neavând foarte multe informații, contractul pe care l-am făcut pentru închirierea acelui local nu era tocmai bine făcut și după investiția pe care am făcut-o, am ajuns să fiu dat afară. Da, și cu banii luați. Da, și cu banii luați, da.
Așa, este o vorbă românească, nu o spunem acum că suntem live în fața oamenilor. Da, și am rămas fără bănuț, fără nimic. Mi-am deschis un băruleț, după aceea un amărât de băruleț în Mănăștur, unde clienții, când era plin barul, erau mai multe dosare penale pe metru pătrat decât clienți. Asta e bună. Da, și așa încet, încet mi-am reclădit, să zicem, o bază financiară. După aceea am pornit școala, Inc. Chef Academy, școala de bucătari. Inc. Chef Academy, pentru că el, Inc. Chef, fiind adică șeful cu cerneală sau șeful la cerneală. Da, eu mi-am bătut cerneala pe mână, nu mi-am băut-o. Apropo, ca o paranteză, cât e, de fapt, cât e tatuaje, nu se poate spune pentru că astea se continuă. Da, e altul. Pe tot corpul. Și pe spate. Da, și pe spate și pe piept. Tu l-ai și... De aia zic că nu le-am numărat niciodată, așa. Le-am făcut pentru că am vrut. Și atunci ai pornit Am Inc. pornit școala, da. O școală care a mers, zic eu, destul de bine, în sensul că... Exista interes din partea publicului pentru așa ceva, nu? Nu neapărat un interes foarte mare, în sensul în care... Încă nu luați așa vânt? Nu, suma pe care o ceream eu pentru școlarizare, pentru unii părea o sumă foarte mare. Nu înțelegeau faptul că în acea sumă era inclus materie primă, erau incluse ore, erau incluse... muncă efectivă de, hai să zicem, pe parte tehnologică, și erau obișnuiți, acum nu vreau să blamez, dar sunt foarte, foarte multe școli, nu o să le dau nume de aia, nu vreau să... Așa, sunt foarte multe, așa zise, școli în Cluj-Napoca, care vând diplome. Și la foarte multe persoane le convenea faptul să de, nu știu, jumate din suma pe care mi-ar fi dat-o mie pentru școlarizare sau poate chiar și un sfert. Și să-și cumpere diploma. Și să-și cumpere diploma. Și eu am spus, băi, eu nu vând diplome. Drept urmare, am satisfacția personală că unul dintre elevii pe care eu i-am avut la ora actuală lucrează cu Larry J. Sakara. Larry J. Sakara este head chef-ul de la Petrus, Petrus by Gordon Ramsay. Adică este... șeful de tură de pe unul dintre restaurantele faimoase a lui Gordon Ramsay din Londra. Pentru că Gordon Ramsay, Petrus, are în Londra, are în Statele Unite, New York și, din câte știu eu acum, nu știu dacă l-a închis sau nu, în India mai are. Da, să știți că și Paul a avut cafea, nu, eu de la zgârcit să nu-i dau cafea, dar au băut-o mai repede și nu mai... Eu chiar am avut nevoie de cafea și de aceea chiar am nevoie de cafea și de aceea am băut-o. Da, să revenim un pic la partea asta de școală, de academie, de bucătari. Se cer niște aptitudini înainte de a intra? Sau dacă eu vin de pe șantier și vreau să mă fac dintr-o dată șef, am banii pentru curs, plătesc cursul și mă apuc de făcut. Pe lângă bani mai ai nevoie de cursul. Ceva, de pasiune. Pasiune. Da, atât. Pentru că te-ai mirat, sunt persoane care nu au nimic de a face cu bucătăria profesionistă și fac niște mâncăruri de să ascund mulți bucătari. Uitați-vă la mine, de altfel, că și eu sunt un bucătar. N-am cursul lui Paul, da? Hai să ne înțelegem. Eu cu tine am colaborat mai de mult la o emisiune în care tu erai îmbrăcat în altă ținută. Alt training aveam, da. Da, în altă ținută, dar ideea era că și acolo era vorba despre mâncare, da. Măi, uite, n-am, cu ocazia asta, țin să te trag așa un pic de cămaș și să spun că eu n-am mâncat niciodată de la tine. Nu-i timpul pierdut. Așa. Invită-mă odată la tine în bucătăria acolo și îți fac o pâine prăjită de dealea, n-ai văzut. mai este o persoană foarte dragă mie care lucrează tot așa în radio de data asta și care, întâlnindu-ne odată, mi-a zis, Paul, nu știu cum gătești tu așa în general, uite, acum e prima dată când mănânc de la tine, dar dacă vrei, odată și odată facem un concurs de supe. Și zic, bă, la fel cum ți-am spus ție mai înainte, sunt persoane care n-au nimic de a face cu bucătăria profesionistă și, da, sunt foarte talentat. Zic, bă, uite, chiar m-ar interesa. Zice, eu numai atât spun. Zice, m-am specializat undeva la 5, 6, 7 metri, arunc supa, la plic direct în oală. Zic, nu, le place. Și să nu te superi. Da, să nu te superi.
Așa. Da, ai nevoie de pasiune, pentru că în momentul în care faci ceva cu drag, nu ți se pare nici așa de greu și înveți și mult mai repede. Iar pasiunea, uite, la un moment dat eram întrebat dacă ar veni niște străini la mine și mi-a spune, uite, vreau să mănânc ceva tradițional românesc, ce mi-ai recomanda? Și am zis, în primul rând, trebuie să ne înțelegem ce înseamnă tradițional și ce înseamnă original. No, aici e problema, pentru că cu tradiționalul românesc e un pic cu cântec. Păi da, este cu cântec, pentru că anii 90 au concordat cu o invazie a bucătăriilor din toată lumea. La noi, fiind așa un vid, să zicem, creat de regimul comunist și celebra carte sau cartea lui Sanda Marin, bine, Sanda Marin este un acronim, nu este numele adevărat al autorului, s-au făcut vreo 20 de ediții, la fiecare ediție să mai tăia câte ceva din ea. Și nu este o glumă, este un fapt real, se poate verifica, dat fiind faptul că din ce în ce mai mult ingrediente dispăreau de pe piață și atunci ei tăiau. Scoatem. Da. Păi nu mai era pui, erau tacâmuri, nu mai erau, da. Deci s-au modificat. Pui apă, da. Pui sare, pui așa, da, și pui, așa, nu mai pui că ai pus destul. Și invazia asta anilor, din anii 90, invazia culturilor din afară, aici vorbim de tot ce înseamnă bucătăria italiană, care s-a împământenit la noi, adică la orice restaurant găseai pizza, paste, indiferent ce restaurant. Da, bucătărie tradițională, cu specific tradițional românesc, și avem pizza și pasta. Da, așa, după aceea shaorma, partea turcă a gastronomiei mondiale, shaorma, kebab și așa mai departe. Uite, astea sunt tradiționale românești. Pentru că au o tradiție de 30 de ani în România. Da, sunt tradiționale. Sunt deja da, au devenit sunt clasice. Sunt tradiționale, adică nu. Tradiția s-a creat o tradiție în 30 de ani. Sunt tradiționale, poți să zici că sunt tradiționale. Românești, nu sunt originale. Ana, asta vreau să spun, că tot vorbim de tradițional. Ce mâncare este tradițional românească? Bine, făcând abstracție de chestia asta cu 30 de ani cu șaormaș. Original românească. Pentru că sarmalele nu-s. Fasolea Iahnia nu-i cu ciolan, că mai fac și alții. Noi am zis că e a noastră. Mici nu-s. Că toți au mici. Sârbii au cevapciciul ăla. Da. Na, turcii au Adana kebabul, că tot pe acolo e făcut și pe langenul ăla. O să te sperie răspunsul meu. Și zic un banc pe chestia asta. Ce că un părinte își fătuiește copilul. Da, fiindcă e pe net emisiunea, pot să zic. Nu o să te amendeze foarte grav ce ne-au. Și nici nu o să vorbesc vulgar, cum e bancul original. Ce că, copile, când ești tânăr, să îți iei o italiancă. Bă, aia te bagă în viață, te ajută, îți explică ce și cum. Mă, când mai crești, așa undeva pe la 35 de ani, mă, ia-ți o franțuzoică. Mă, aia e cu răbdare, are ea fanteziile ei și așa mai departe. Mă, când ești pe la vreo 50 de ani, ia-ți un unguroică. Mă, îți face aia niște mâncăruri. Mă, vine, mă, tată, așa pe româncă să nu-mi iau, chiar să nu-mi iau româncă. Mă, undeva așa după ce treci de 65 de ani, ia-ți o româncă. Cum face aia coliva, nu face nimeni. Bun. Deci coliva e mâncare, da, originală românească, da, da, da. Uite, mie nu-mi place. Și aici în Ardeal nu e obișnuit, da, bă, felul ăsta de mâncare. E singura mâncare pe care o găsim ceva asemănător undeva într-o zonă a Greciei. Dar doar acolo mai găsim. Adică nu este răspândită și nu este folosită în modul în care o folosim noi, nicăieri în altă. Poate e n-au bomboane. Da, probabil e n-au bomboane. Nu, eu vorbeam de, efectiv, de crearea ei, de ingredientele pe care le folosesc și cum le folosesc. Rest, bulzu. Nu, nici bulzu. În schimb,
eu vă spun așa, e inutil ca cineva în ziua de azi să se bată cu unul în piept că acea mâncare sau acel preparat este 100% original. Adică pot să combat începând de la mititei care se găsesc atât în Serbia cât și în Turcia. În Turcia, da. Pot să combat pizza care de fapt e pita, care de fapt provine din Egipt și a ajuns în Grecia și din Grecia a ajuns în sudul Italiei și din sudul Italiei s-au pus roșiile sfărmate și uleiul de măsline și așa mai departe, pentru că baza pizzei cunoscute, pizza napoletana, la începuturi nu avea brânză deasupra. Deci nu are... Deci, foie gras francez care vine din undeva de la zona sumeriană în care se îngrășau, ei au domesticit, să zicem, prima dată rațele și gâștele. Au ajuns în Roma, de fapt prin Egipt în Roma, iar ca și mâncare, să zicem, de un anumit nivel, undeva la curtea regelui Soare, de-abia a ajuns în Franța ca să fie recunoscută ca mâncare. Deci să înțeleg că la galinele alea nu le crește pateul de la băutură și de la îndopat. Da, de la îndopat. Bine, acum grăsimea... Da, da, așa se făcea. Deci, inclusiv în Egipt, în Egiptul antic, așa se făcea, se îngrășau forțat. De aceea spun că migrația popoarelor a dus la amestecul ăsta intercultural și totodată la tot ceea ce înseamnă partea de zestre culinară a fiecărei culturi. Culturi. Da. Deci nu... Acum, că știi cum e aia, povestea vinde, da, corect. Sunt total de acord, asta e a noastră, asta am făcut-o noi, asta, dar fiecare au origini în altă parte sau cel puțin influențe din alte părți, fără doar și poate. Care e bucătăria ta preferată? Măi, am fost întrebat de mai multe ori treaba asta și îți răspund cu o informație pe care ți-am dat-o chiar la începutul emisiunii. Eu sunt gurmand, îmi place să mănânc. Nu am o problemă cu ce tip de bucătărie găsesc. Încerci tot ce... Da. Eu am spus că nu o să mănânc niciodată, chiar dacă o să mi se ofere ocazia, trei lucruri. Delfin, maimuță și om. În rest mănânc orice. O să nu zici că mănânci pisică. Da, de ce nu? Am zis nu că mănânc. O să încerc. Ai mânca. Ai mânca. Aș încerca. Ai încerca. Adică dacă aș fi, n-aș... am mai văzut o chestie pe net mortală. Da, îmi pare rău, dacă o găsiți, vă rog frumos să o puneți. Căutați pe net ceva cu miau miau. Este un filmuleț foarte scurt pe net, un vlogger, mă rog, un turist care să filmeze, nu, un turist care să filmează la un o tarabă de asta pe undeva până Asia. Și spune că este cea mai bună carne de pui pe care a mâncat-o în viața lui. Și era cu așa și persoana din spate care l-a servit spune no chicken. What is this? Miam, 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 miam. Asta că mi-am adus aminte de un banc într-un lager de concentrare. Nu știi? Când erau deținuții săraci și gardienii care se plimbau. Și fiind paștile, le-au dat carne să mănânce ăștia. Și mâncau deținuții și către santinelă. Ham. Aoleu, da. Avea canin mielu. Da, apropo de mâncărurile astea mai ciudate, am fost în Turcia și era un picnic, un barbecue afară cu mielu, berbecuțul la proțap frumos, suplită încinsă de desubt și mergeai să-ți dea și ți-i arătai. Și lua turcul, cum avea pâinile alea mai lunguieți, așa, tăia frumos în două, avea pasta acolo făcută într-un... Așa, lua, punea pe plită, așa, și servea. Foarte bun, delicios. Și întreba lumea miel și dădeau așa din cap. Da, de fapt, ce era? Erau intestine. Da. Intestine tăiate mărunt, tocate, prăjite, da, crispy. Prăjite, da. Delicioase, extraordinar. Da, intestine de... Da. E,
când am spus câtorva persoane din grupul, în grupul care am fost, nu se poate așa ceva. Eu adică? Dar e bună, e mâncare bună. Cum zice la mâncarea aia, cocoreci? Care da, e făcut cu intestine și cu... Da, dar mai există... Adică, stai un pic... Mânci cârnațul, care... Tot în mații trebuie. Și ăla nici măcar nu-i prăjit, că e afumat. Totul, adică... totul pornește de acolo, știi? Da, din pentru diferite culturi din lumea asta există discrepanța asta. Pentru unii este wow, pentru alții este normalitate. Da, exact. Deci, în Asia se mănâncă o grămadă de insecte. În Europa, Uniunea Europeană vrea să introducă asta acum, vreau să zic, insecte. În Europa până mai ieri, între ghilimele, adică până acum vreo 6-7 ani, era imposibil de conceput ideea ca un european să aibă în farfuria zilnică, să zic, sau așa mai departe, altceva decât o carne de foică, de vită, de deci aia era... Topul, ei, uite-te, motocicliștii și bicicliștii ar putea să contrazică. Ei mănâncă de mult insecte. Măi, tu ești da, vrând nevrând, vrând nevrând, după anumiți ani, după anumiți ani, prinzi experiență. Și eu acum, având vreo 12 ani pe motor, pot să-ți disting cam 20 de specii de gândași diferiți la gust. Ce bun. Știi? Din cauza că deci, i-am gustat pe toți. Ești omul care simte des fluturi în stomac. Da, nu? Da, da. Mai o fluture, mai o muscă, mai o ce prind pe drum. Hai că tot am luat așa un pic pe panta asta de râs. O să rog pe colegii mei să pregătească niște fotografii pe care, fără de voia ta, am apelat la ele. Acum să le discutăm un pic. Aici ești cu șef Bontea. Da, sunt cu șef Bontea. Înainte de a fi la MasterChef? Sau... Da, da, am făcut niște evenimente. Noi am colaborat un timp. Da, este un om extraordinar. Mi-e tare drag. Aici nu știu cu cine e. Da, aici sunt cu niște prieteni dragi din București, Iulian Minescu și Ștefan. Tot șefi? Nu, ei... ei nu mă mănâncă. Da, ei nu mă mănâncă de la mine. Ce mai ai dat acolo? Asta nu știu dacă e făcută de tine. Da, eu am ales o grămadă de dișuri. Este făcută de mine. Este făcută de mine, este prezentată... Anul trecut, este chiar destul de recent, să zice, este un piure de mazăre cu wasabi și piept de rață și un sos de whisky. Este, este o... M-am farfurie. Speriat că ai pus țuică. Da, da, poți să nu, folosești nu și... Nu streca pe linka pe da, așa folosești și țuică, țuică de gutui am folosit. Farfuria este destul de recentă, vă spuneam, este prezentată și au servit-o anul trecut cei de la Untold. Eu fiind și la Super VIP la Untold și anul trecut și anul acesta, nu știu dacă pot să spun, dar pe net se poate spune, după aceea trec eu pe la casă. Eu colaborez cu Electrolux și ei au avut standul sus la Super VIP în Untold și aceea a fost una dintre farfurile pe care le-am dat spre servire la Untold. Aici ești undeva la Turci. Da, Uluș sunt... Lara Rashe. Da, este un festival care se desfășoară anual în Turcia. Cel din spatele meu este un cunoscut șef brazilian. Lângă el, în dreapta lui, este Mimo, un șef italian, iar Vedad, cel care este pe scaun în fața mea, este vicepreședintele Federației, pentru că Federația Turcă are vreo 300 de asociații, Turcia fiind și mai mare ca România, cam fiecare zonă are asociația lor și sunt după aceea constituiți într-o federație. Da. Da, hai să mai vedem. Aici, asta mi-a plăcut mie foarte mult. De-aia zis, bă, stați un pic să vedem ce... Nu mi-a arătat înainte. Aici e la hamam, așa e? Da, este la hamam. Ce mă știu. Este tot în perioada aceea, pentru că de obicei stăm cam 4, 5, 6 zile la asemenea evenimente. Deci te-o sanctificat până la urmă. Hai să ne exagerăm acum. Da, așa arată, nu știu, așa ai făcută și... Foarte până, reușită. Da. Bun, aici și titlul, dacă asta ați luat-o de pe Facebook-ul meu.
Toate le-am luat de pe toate, Facebook, toate avem probleme. Așa. Nu, cu mine n-aveți probleme. Aici spre, hai să zicem, satisfacția mea personală, am ajuns să dau interviuri cam pentru vreo 8 sau 10 televiziuni din Turcia, în care tot trăgeam spre partea românească și spre ceea ce înseamnă gastronomia din România. Și am convenit la un moment dat ca anul acesta sau anul viitor România să facă un, hai să zicem, un mic contract de colaborare între asociații pentru promovarea reciprocă fiecare în țara sa a gastronomiei celelalte. Foarte tare. Oricum o să dai seama și te-a dat seama că din gastronomia turcă, gastronomia română, sunt o grămadă de chestii care se împletesc, da, la fel ca și limba. Exact, pentru da. Că avem o grămadă de cuvinte din limba turcă, păi, în da. Limba română. Partea de sud a României a fost așa turcesc. Aici cu bicicleta vă duceam. Da, aici eram în bicicletă. da, este transportul de care beneficiam în fiecare zi. Asta este în altă perioadă. Tipă pe tine să nu se ia vopseaua. Da. Este transportul de care beneficiam în fiecare zi. În Turcia, așa. Da, în Turcia, tot în Turcia. Este, aveam o limuzină pusă la dispoziție care ne transporta între locații. Cu banc de lucru, cu cuptor, cu de toate. Da, era în spate. Era în spate. Asta e făcută de tine, da. Sau nu? Da, păi asta este prima piesă din viitorul meniu pe care o să-l scoatem undeva la începutul lunii august la Ronin, la mine la Ronin. Mm. Da, este un double burger. Băi, tot am vrut să vă întreb, să-mi pun un pic pauză pe motocicleta asta care venim la ea. Tot am vrut să te întreb, cum caști gura să mănânci ditai burgerul? Că eu nu înțeleg, înțeleg un sandwich, că muși din așa la muși greu, dar când îl faci așa cu etaj, cum poți să muști din el? Păi asta este satisfacția, să te murdărești tot. O să spun imediat după ce trecem de pozele astea. Da, asta este satisfacția, știi? Pentru că am văzut foarte mulți oameni simandicoși, să zicem așa, care iau burgerul, cuțit, furculiță, cuțit, furculiță, fac, dau capacul jos, pun sălățica deoparte, tai de mau. Nu, frate, dezmembrarea burgerului. Da, luați-l așa cum e, bucurați-vă de el, mânjiți-vă toți, asta e satisfacția, să fie un burger care să vă facă după aceea să vă lingeți degetele. Ce n-ai vrea? Da. Trece înapoi la motocicletă, te rog frumos. Așa, tu ești un mare fan bike, da? Ești un biker în rei, da. De-aia ai și tatuaje, da, de-aia faci și mâncare, da. De-aia mănânci și musculițe. Asta e motocicleta ta, așa, da. Ce e asta? Băi, este un este un hibrid. Un hibrid, da? Este un custom pe o bază de un o Yamaha de 1300. Iar restul are elemente custom în proporție de 65-70%, începând de la charger până la partea din față de Batwing. Are și un sistem audio destul de puternic, undeva la 110W pe fiecare boxă laterală. Dar unde ai boxe pe ea, că eu nu văd? În partea de sus, la Batwing, unde vine chiar acolo. În față. Și auzi ceva când mergi cu 160 la oră, de exemplu? La 200 de watts, la 200 de watts, sunetul vine către tine. Deci tu mergi și sunetul vine către tine și da, auzi. Așa se explică de ce n-auziți nici claxoanele când vine cineva din spate. Hai să spun faza cu clansoanele. Faza cu clansoanele, noi să spunem așa, loud pipes save lives. Și a mea e destul de dezgomotoasă. Da. Da. Bun, aici iară cu șefi. Da, este o poză foarte frumoasă asta. Chiar dacă nu... poză frumoasă pentru mine. Mi-am dorit întotdeauna să ajut ceea ce înseamnă comunitatea bucătarilor din România. Pe laterale sunt eu și Laurențiu. Suntem în Franța, în Lyon, la Bocuse d'Or. Este cel mai greu concurs culinar din lume. Este mai greu ca Olimpiada, este mai greu ca și campionatul mondial. Persoana pe care o vedeți acolo este un șef cu 3 stele Michelin.
Este că le are pe da. Rodate acolo. Da, este un șef cu trei stele Michelin. Este unul dintre juriu de la Bocuse d'Or. Și în acea perioadă, eu și cu Laurențiu am reușit să semnăm pentru România colaborarea cu Bocuse d'Or. Adică, pentru prima dată în istorie, vom face parte și noi din familia Bocuse. Foarte tare, super. Da. Eram foarte bucuros acolo. Asta e făcută de tine sau nu? Nu, asta nu este făcută dar de mine. Dar ți-a plăcut cum arată? Nu mi-a plăcut cum arată. Este făcută și de mine în colaborare cu unul dintre cei mai talentați pastry chef din România, Flavian Dobre. Este un desert foarte, foarte elaborat. Eu fac deserturi, îmi place să fac deserturi, dar am fost totdeauna de părere ca fiecare să-și facă treaba. Adică patiserii să-și facă treaba, cofetarii să-și facă treaba, bucătarii să-și facă treaba și atunci fiecare ne-am face treaba bine. În România mai există și chestia aia că m-am născut talentat și după ce mâna trebuie să iasă, știi? Adică fiecare face ce bucătarul face și pe electricianul, șoferul face și pe pilotul de avion. Și tot românul se pricepe și la fotbal. Da. Exact, și la politică. Da, aici este o poză pe care mi-am făcut-o la festivalul de vin din Cluj, care se desfășoară anual. Dacă văd paharul lângă tine acolo, la tricolor. Da, este un cuțit făcut de un artizan. Îmi place foarte mult să lucrez cu cuțite, hai să zicem, handmade. Manufacturate. Da, da. Manufacturate. Păi mie îmi face mare plăcere să mă duc la astfel de festivaluri pe lângă, nu ți-a scump, pe lângă partea bănească, întâlnesc cu foarte multă lume. Da, aici sunt în Italia, acel băiat s-a născut când eu am ajuns în Italia, este băiatul unor prieteni foarte, foarte dragi mie, Nicola. L-am văzut născându-se, să zicem așa, și acum are 19 ani, 20 de ani. Da. Trece ce timpul, drăguț. Da. Aici eram în vacanță. Mă uitam să văd dacă nu semănați, dar nu semănați. Nu. Da, este asta o farfurie făcută de mine. Paste negre sau ce da, sunt paste cu negru de sepie. Asta ce-ți ocurs e cerneala. Da. Aici mi-o încăpat da. Puțin. Este, sunt spaghetti cu negru de sepie și cu cerneală de sepie și cu somon. Da, este o farfurie de-a mea. Băi, ați luat multe, multe, multe poze. Deci două viitoare preparate. Da. Că tot, ca să nu uit chestia cu burgerul, eram în Canada și am mers la un restaurant de ăsta de-a lor și fiecare comanda ceva și am cerut sandwich chitară. De aia se uită așa, ăștia de la masă toți, canadi. Ce dracu e la sandwich chitară? Cred că avem să întreb la bucătărie, am lăsat-o să duce, ce nu avem, dar dacă ne explicați cum poate... Vă face. Nu contează cum... De la care mult din el și după aia faci așa. Da, hai. Da, așa. Să zic că gata, băgăm în meniul ăsta, că e prea bun. Da. Păi, asta e ideea, adică sunt anumite preparate care se mănâncă într-un anumit fel. Acum, că anumite persoane sunt mai simandicoase și că vreau ei să pară, să așa și nu... Băi, nu-ți comanda. Bă, dacă nu vrei să te murdești, nu comanda. Până la urmă și de la fasole frecată mai rămân, nu? Pe aici așa, da, surțurii. De aia zic, deci na, nu. Eu prefer să mănânc lucrurile așa cum să mănânc, că, bă, poți să-ți iei... Bă, mănânci de fapt cum îți cade bine. Și hai să-ți mai spun ceva. De aceea, persoanele care sunt mai simandicoase, dacă ar fi cu adevărat simandicoase, ar folosi eticheta. Și odată folosită eticheta, dacă tu spui frumos... Șervetul. Da, șervetul în poală, nu-l pui la gât. Păi mai sunt de aia. Care îl îndeasă la cravată. Da. Așa? Te proteja, pentru că de aceea ai făcut ăla. Da? Seara când mănânci un burger de la trebuie costum ca la costumul ăsta, complet unul de protecție deci, din armată. Am fost în America, în state, și am vrut neapărat, dat fiind faptul că prima noastră oprire a fost în California, să mănânc crab. 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 Ah, crab. Am înțeles, crab. Nu, crap.
San Francisco este unul dintre, hai să zicem, orașele care se mândresc cu restaurantele în care se servește crab. Și a fost într-unul dintre cele mai faimoase. Ei, și acolo îți aduce crabul. Eu, fiind faptul că mi s-a spus că mergem în cel mai cunoscut restaurant unde trebuie să-ți faci prezervare cu o săptămână înainte, cu așa mai departe, deja mă gândeam la stele Michelin, la etichetă, la așa mai, mamă, mi-a adus să ia pe cuvântul meu, nu, o pungă, în sac o adus-o, îți punea în sac în față, era așa, saci, erau, da. Îți punea un sac, îi deschideau, aveai mănuși, da? Și mâncai acolo, în sacul ăla, bine, te făceai dacă nu aveai, era... În pungă. Da, exact într-o pungă, deci ți-o desfăceai așa și la sfârșit o închideai și amin, amin. Acolo era gunoiul, pac. Și ai zis, bă, asta, într-adevăr. Ce am mâncat acolo a fost extraordinar ca și gust. Dar, repet, mă gândeam, mamă, mă duc în costul un cor, să facem, să fie bine. I-am văzut pe ăștia care erau, bine, erau casual îmbrăcați, zic, bă, dar nu, a, nu, e ok. Când am intrat, am văzut că restaurantul era ok, deci curat, aranjat, dar nu... Mi-a dus ea. Am văzut un clasament, un top făcut acum nu de mult, în care, spre surprinderea mea, bucătăria românească era pe locul 4, devansa bucătăria franțuzească. Da. Așa ceva eu nu mi-am putut imagina și acel top cic a fost realizat pe baza voturilor persoanelor care au mâncat, turiști fiind prin țările respective. Să ajungă da, chiar acolo, nu da, știu. Am fost intervievat de mai multe televiziuni și radiouri pe tema asta. Nu știu dacă o să-ți placă ce spun. Acel nu top, îmi place, nu mănânc. Nu, da, acel top a fost realizat. Noi am preluat foarte repede și ne batem cu pumnul în piept. Nu știu ce să spun. Pentru că bucătăria românească, autentică, o găsim în foarte, foarte puține restaurante din România. Foarte puține. Aș putea număra pe degetele de la o mână. Iar acele persoane care au votat, cred că, nu știu, nu au fost în România. Și spun asta cu părere de rău, pentru că restaurantele de la noi nu au nimic de a face cu ce se promovează sau nu au nimic de a face cu promovarea gastronomiei autentice românești. Da, și ne întoarcem din nou la cei tradițional și cei original autentic. Românesc. Autentic, da. Autentic. Păi ne întoarcem, pentru că, uite, îți dau așa o informație off record, cum se spune. Eu sunt foarte bun prieten cu Mircea Groza. Mircea Groza este un promotor al bucătăriei gastronomiei românești. Da. Gastronomiei românești autentice. Și la o discuție cu el, înainte să scoată cartea pe care o, a doua carte pe care o va scoate, mă întreba, bă, Paulică, acum tu ești ok pe partea asta cu bucătăria, ne înțelegem foarte bine, spune-mi așa, sincer, cam câte rețete de zămuri știi tu, așa le zice el, folosind limbajul arhaic, cam cât e zămuri știi tu? Zic, Mircea, cât e știu, dacă stau să mă gândesc bine, undeva la vreo 25, 30, poate 40 le fac. Bă, Paulică, zice, numai în zona noastră la Sălaj sunt vreo 500. Și am zis, ok, dacă numai în zona Sălajului sunt vreo 500 și vorbim aici numai de zămuri. Uite, cărțile lui Radu Anton Roman au o mulțime de rețete da, originale, hai să spunem originale, mă rog, autentice, da, românești. Da. Eu l-am stimat și l-am urmărit de copil pe Radu Anton Roman. Era emisiunea mea preferată. Da. Și a mea și eu mi-am dorit foarte mult să o reeditez. Eu mi-am dorit foarte mult să o reeditez și a fost visul meu să reeditez. Și unde s-a oprit toată chestia? S-a oprit birocrație. Nu în birocrație, s-a oprit din două motive. Unul, faptul că am fost la o altă televiziune și mi s-a furat proiectul. Bine, l-au modificat ei puțin și așa. Eu am, dacă vreau să fac tam-tam, eu am mail-urile. Da. Da, eu am mail-urile pe care le-am trimis cu tot informația de care aveau nevoie. Doi la mână, este destul de greu în ziua de azi să găsești sponsor care să fie deschiși să sponsorizezi o emisiune în care
să fie vorba despre gastronomie, pentru că trendul ăsta cu gastronomia după show-urile televizate a cam pălit, pentru că sunt pe fiecare televiziune câte două emisiuni cel puțin culinare. Așa e, da. Așa. Și trei la mână, cred că a fost și timpul pe care nu l-am mai avut. Eu vreau să reeditez emisiunea lui Radu Anton Roman dintr-o perspectivă destul de modernă și o spun acum publică, poate le mai vine la alți idei. Așa. O să recunoașteți emisiunea de care spun că așa, și dacă o să fie cazul și o să se ajungă la scandal, n-am nicio problemă. Am mail-urile pe care le-am trimis către redacția care mi-a cerut la un moment dat să fac emisiunea și după care au schimbat-o. Ideea era o caravană și o motocicletă. Motocicleta vara, caravana iarna, mers prin sate, cules rețetele de la oameni. Rețeta respectivă trebuia pusă în forma ei originală pe masă. Mâncat din ea și după aceea a ajuns aceeași rețetă să fie făcută în modul modern într-un restaurant și pusă în meniul restaurantului respectiv. Și șoc! Paul Sisserman rupe tăcerea. Da! Așa am titrat noi pe burtie. Da. Nu, ideea e că prostia mea a fost să mă încred foarte mult în niște oameni. Și nu te-ai acoperit. Da. Și nu m-am acoperit și m-am dus și, bine, repet, partea frumoasă e că pot să spun treburile astea având dovezile de mail-uri. Eu am făcut inclusiv scenariu, am făcut inclusiv primele 4 opriri unde putem să mergem, rețetele, restaurantele în care puteam după aceea să mergem. Era o emisiune frumoasă, zic eu. Nu am renunțat în totalitate la idee, dar acum trebuie să mă concentrez mai mult și mai mult și o să ajungem la ce eram convins că o să vrei să ajungem și ce am povestit înainte, lista de personal în Horeca. Așa, hai să ne oprim aici ca să facem introducerea. Tu ai o pasiune și pentru artele marțiale, de acolo și denumirea de Ronin Sushi la ceea ce faci tu acolo. Da. Deci te-ai specializat în sushi în ultima vreme. Sau cel puțin asta a fost nișa pe care te-ai dus. Da, nișa pe care m-am dus e o poveste destul de interesantă și aici, ți-am spus, fiecare activitate are o poveste în spate. Mâncare autentică românească, sushi? Nu. Sushi a fost o ambiție personală. Fiica mea, făcând de foarte mult timp arte marțiale, de fiecare dată când ieșea de la antrenament, făcea antrenament în apropierea unui restaurant cu specific japonez și își dorea foarte mult să mănânce sushi. Făcea cu Irina, nu? Nu, de ce? Nu. Pentru că ea s-a afecționat foarte mult de instructorul ei. Instructorul ei lucrând și ca și bucătar în restaurantul respectiv. Și ani au trecut și instructorul ei a trebuit să se mute din Cluj. Dar tradiția de a merge și a mânca câte o bucată de sushi după antrenament a rămas. Bucătarul care i-a luat locul instructorului ei a venit la noi la masă și ne-a întrebat dacă e ok sushi. Iar copiii nu sunt diplomați, n-au diplomații. S-a uitat la el și a spus, da, e bun, era mai dar bună, nu e cum îl făcea fostul ei instructor. Răspuns de om matur a acelei persoane, păi dacă nu e așa de bun, să-ți facă tată tot de acum încolo. Și tată s-a pus pata și a învățat și am luat experiență și am studiat și am fost și în Israel și am stat acolo o vreme și am învățat și cu un maestru japonez. Și uite așa, pentru că n-am vrut neapărat să învăț școala de sushi din Cluj. În Cluj sunt două mari ramuri, să zicem așa, de sushi, fiecare aduse de câte o persoană, iar restul, cei care au deschis, au fost persoane care mai devreme sau mai târziu au lucrat cu una dintre aceste persoane. Și am zis, mă, eu vreau să fac ceva diferit, drept urmare, la mine nu o să vezi foarte multe avioane de genul sushi cu pui sau sushi cu nu știu ce, sau nu. La mine sarmale, o să... Sarma, da, sushi. La...
Dar la mine o să vezi doar partea clasică a sushi-ului japonez și cam atâta. Cei care doresc să și le face plăcere, mănâncă cam ce se mănâncă și în Japonia, nu aviane. Da. Și ai mers pe, deocamdată pe delivery. Da, din ce cauză? Am mers pe delivery pentru simplu fapt că lipsa de personal din Horeca este atât de puternică încât s-a ajuns la o adevărată penurie a personalului din industria ospitalității. Am probleme în bucătărie, am probleme pe partea de livrări. Acum dacă mi-aș mai lua și problema cu barmanii și cu ospătarii, ar fi vorba aia, când te mâncă cineva, te scarpină. Și am renunțat la partea de service direct către client, adică la fața locului sau așa. Ți-am spus, eu am avut restaurant în centrul Clujului, știu ce înseamnă problema cu ospătarii, cu barmanii, mi-a fost până peste cap. Și atunci am rămas la partea de livrări. Cât nu, a mai, fost, nu mai vor românii să lucreze? Nu. Care-i problema? Nu mai vreau să lucreze, nu mai vreau să facă performanță nimica. Știu, o să fiu blamat pentru chestia asta, dar foarte mulți dintre ei români știu asta. Adică nu e un secret. Doar că nu-l spune nimeni pe față așa. Deci, îmi place să spun pe față lucrurile. Spuneam, am ajuns la nivelul la care erau acum 50 de ani nemții, în care au început să vină turcii, făceau muncile, toate muncile și ei noi nu mai sau avem. Acum 25 de ani, sau acum 25 de ani în Italia. Eu v-am spus, la început, la începutul anului, în 96-97 am plecat în Italia, eram ținut scapă palme pentru că făceam dublă muncă față de italieni și eram plătiți la un salar poate mai mic ca și italieni. Ei, acum haideți să ne înțelegem. Toată lumea spune, păi dăm salarul de dincolo și o să lucrez ca dincolo. Băi, eu ți-l dau. Dar tu ești în stare să faci munca ca dincolo. Pentru că tot se bat cu pumnul în piept, mă duc la lucru dincolo și vin acasă cu bani. De aici de ce nu pot? Simplu. Pentru că dincolo nu lucrezi 8 ore, dincolo nu stai pe telefon 80% din timp, dincolo nu lucrezi 5 zile pe săptămână, dincolo nu ai unde să strici banii pentru că ești la muncă și vii acasă și arunci cu bani la lăutar și arăți tu cât de tare ești. Uite, eu am și după aia mor de foame și merge înapoi. Eu am un băiat la mine, un om extraordinar pe care mă bucur că m-a ajutat Dumnezeu să-l găsesc, care da, și el a fost la muncă dincolo. Și da, și-a construit viața pe munca și sacrificiile pe care le-a făcut dincolo. Dar el când venea acasă, banii și-a băgat într-o casă, banii și-a băgat în familie, banii și-a băgat și se vede munca. Ei, la mulți văd că le place chestia asta de dolce farniente, cum da, se zice. Stau exact, să nu fac nimic. Exact. Și acum vrei să apelezi la muncitori străini. Am apelat, am deja am făcut-o. Din păcate, statul român ne pune peste tot bețe în roate, inclusiv pe zona aceasta. Dosarele au fost terminate undeva în luna decembrie, au fost depuse de vreo 3 ori, am fost întors înapoi. Am fost întors înapoi, ar fi fost culmea să zic întors în față, mă rog, leonează-mi. Așa. Ideea e că până la urmă, în data de 24 ianuarie, am depus ultima dată dosarul, care era perfect, care nu avea nicio greșeală și mi s-a spus că, știi, ar fi bine să ți-l iei înapoi. Păi de ce să mi-l iau înapoi dacă acum ai... Pentru că nu s-a aprobat contingentul. Păi de ce nu s-a aprobat? Pentru că ai noștri conducători, l-au aprobat. De la 60.000 la 100.000 parcă s-a mărit. Da, nu? La 100.000. Așa. Și în luna februarie, până la urmă am reușit să depun dosarele, au fost acceptate, mi s-au dat permisele de muncă, pe care le-am și trimis în Bangladesh, că de acolo mi-am găsit oameni. Și până la ora actuală suntem în iunie, nu au venit oamenii, pentru că ambasada Indiei este supraaglomerată, ambasada României în India este supraaglomerată, au, nu știu, 4 sau 6 muncitori, lucrători în
Funcționari. Funcționari, așa, da. Cred că asta este cuvântul potrivit. Și sunt vreo 10.000 de oameni. Care așteaptă acțiile. După aceea au făcut un split, au dat și la Daha. Sri Lanka nu mai poate să vină pentru că țara este în faliment. Da, sunt niște mișcări de mase acolo foarte urâte și așa. Bangladeshul nu știu ce face. Până la urmă mi s-a spus că doi dintre cei 5 pe care vreau eu să-i aduc au primit viza. De unde ești? Din Dej? Nu, din Bangladesh. Din Păstădeal. Așa? Sper să vină, sper să fie oameni de treabă, pentru că și aici este o loterie. Și cum ți-a fi norocul? Da, cum ți-a fi norocul, mă, copile. Ideea e că loteria asta este cât de serioși sunt oamenii respectivi, pentru că să nu uităm că și românii care au ajuns în străinătate n-au fost toți muncitori și... Da, uscături mai sunt peste tot, peste tot. Pe deasupra este cea mai ușoară metodă de a ajunge în Europa de la ei. De ce zic ușoară? Pentru faptul că cei care vreau să treacă ilegal în Europa au nevoie de o grămadă de călăuze, riscuri, drumul și așa mai departe. Călăuze. Da, noi acum prin asta riscăm foarte mult. Ei având puși la punct, din câte am înțeles, mai există cineva aici în Cluj care a dat-o de gar grav cu niște băieți din Nepal. Nepalelău. I-au plecat vreo 12 odată. Au dispărut. Și în 24 de ore i-au făcut live din Italia. Hello! Da, este o loterie. Da. Tu vrei să-ți extinzi business-ul ăsta cu gătitul și pe alt gen gastronomic, nu neapărat pe sushi. Da, pe tocmai aia vă spuneam cu burgerii. Cu burgerii o să... Ronin Sushi o să schimbe, brandul o să rămână Ronin by Paul Sisserman, dar o să fie splituit în Ronin Sushi și Ronin Flavors. O să trecem pe mâncare caldă, adică începând de la burgeri, coaste, până la salate. Coasta de fildeș, deci coasta de azur, de astea, da? Aș dori să ajung și pe acolo, dar nu cred că ajung prea devreme sau prea curând. Coaste, o să avem salate, o să avem paste, ceva zămuri, dacă tot vorbeam, da, așa. Supă de șelate, fac o zamă de șelate de alea, n-ai văzut atât de bună. Dar pe tătilauz, dar zic ceva, când, ce, cum. Vin la tine și sacurată oală, că știu cantități de alea așa mari. Da, cam asta este. Da, mi-aș dori foarte mult, pentru că totdeauna mi-am dorit să cresc, totdeauna mi-am dorit să aduc un plus valoare la tot ceea ce facem. Și da, eu, cum ți-am spus, partea de asiatic, partea de japonez am făcut-o dintr-o ambiție, școala mi-a făcut-o în Italia, deci am fost chitit, să zicem așa, pe bucătăria mediteraneană. Mi-am făcut după aceea o specializare în bucătăria franceză, drept urmare sunt și ofițer Escoffier. Ofițer? Da. Totdeauna am zis eu care ți-au... Da, da, nu, știu că fața nu mă ajută, da. Așa? Și... Ce să zic, da, doresc să ne extindem, o să încercăm să ne extindem activitatea și pe alte orașe din țară, nu neapărat ca francizare, pentru că nu suntem la nivelul ăla, toată lumea acum când își deschide un business și dacă merge cât de cât, gata, vrea să dea franciză. Nu e chiar așa ușor, că franciza e ceva de genul, hai că îți arăt ce am făcut eu și tu dă-mi bani acum încolo pe tot ce faci, știi? Mm. Tu, în calitate de bad boy al bucătăriei, ești foarte solicitat la evenimente. Da, la care, care nu mă ia gura pe dinainte totdeauna și nu... De aia-s bad boy, nu de alta. Da, nu de aia. Mă ia gura pe dinainte și spun la oameni că am pe față ceea ce mă doare. Vorba aia, prefer să fiu urât pentru ceea ce-s decât iubit pentru ceea ce aș vrea să par. Asta sunt. Da. Tu aveai un dicton, eu am vrut să-l trec pe burtier acolo, dar mi-a spus colegul meu că e prea lung și nu cape. Hai să-l zicem acum. Da, talentul este darul lui Dumnezeu către noi, iar ceea ce facem noi cu acest talent este darul nostru către Dumnezeu. Bine de ținut minte. Ce eveniment ai în plan viitor apropiat? Că ești foarte solicitat la evenimente, aia spuneam. Măi, eu am mai multe evenimente. Am început... Încă o chestie. Sunt foarte multe vedetuțe de astea din lumea gastronomică care refuză anumite evenimente care nu-s de nasul lor.
Da, am înțeles pe unde bați, da. Și am zis, bă, fraților, dați-mi-le mie. Nu-ți botezuri, mormântări, nu parastase. Nu-ți botezuri, mormântări, parastase, orice. Cum zicea Sandy Beck, instalări de Windows. Zic, mă înțelegi, eu n-am nicio problemă. Drept urmare, da, sunt da, solicitat în mai multe evenimente, începând de la evenimente private, corporate, până la evenimente frumoase din viața oamenilor, nunți și boteze. Bă, mormântările nu sunt chiar frumoase. Nu, că nu se pricep la colivă, de aia. Da, 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 de aia zic că nu sunt pe partea cu patiseria. Da, am evenimente destul de importante vara asta pe care am să le onorez. Sunt mult mai puține decât anul trecut și acum 2 ani și acum 3 ani, tocmai din pe motivul pe care ți l-am spus mai înainte, lipsa de personal și atunci nu mă pot rupe de la mine. Avem Antoldu, în care vom fi din nou la zona Super VIP. La platane acolo? Da, la zona Super VIP vom face de mâncare pentru personalitățile care vor fi invitate. Mai avem niște evenimente corporate destul de mari și acum în ultimul timp mi s-a pus mie pata de a crea o zonă în care să în imediata vecinătatea Clujului, în care să facem niște evenimente în aer liber și sper că o să iasă super bine, pentru că o să fie super dotată bucătăria respectivă. Nu o să facem catering, o să facem o bucătărie caterincă. Da, nu o să facem o bucătărie pe caterincă și niciuna pe catering. O să facem o bucătărie la fața locului care o să se bazeze pe foarte mult fum și foarte puțin foc, adică o să fie pe smocăre. Opa! Da, e un trend pe care mulți bucătari din România l-au luat, de la grătărea l-au trecut pe smocăre. Da, este puțin de studiat, pentru că sunt niște temperaturi, sunt niște timp. Deci nu e neapărat fumul ăla care se face de întâi mai prin toate pădurile din țară. Nu vrea. Este un alt tip de fum. Da, sunt tradiție la smocăreală. Da, este un tip de fum mai cald, adică se ajunge până la 130-140 de grade, constant. Lemn, așa. Da, începând de la stejar până la cireș și așa mai departe, cu tot felul lemn de tufă. După tufă. După tufă. Băi, Paulica, mi-e tare rău, îmi pare că n-am putut să facem, să gătim ceva aici, dar sper că totuși am reușit să aducem un pic de salivă în gura telespectatorilor. Eu vă fac o altă propunere, mă uit la camerele astea care sunt foarte performante și văd că sunt și mobile și asta vine... Să schimbăm platoul. Da, schimbăm. Dacă data viitoare doriți, bucătăria mea este deschisă, putem să facem efectiv acolo o mică emisiune sau dacă îmi spuneai despre ce vorbim, pentru că tu ești așa un fel de personaj care nu vrea să țină omul pe jarcă. Te-am întrebat despre ce vorbim, ai zis că o las că o să vezi tu, pentru că da, nu vine așa, mai spontan, mai. Păi, aia, știu, am înțeles până la urmă de ce faci așa, ai experiența pe care ai în televiziune și știi foarte bine faptul că în momentul în care persoana din fața ta, interlocutorul tău, nu se așteaptă la întrebări, este mult mai spontan și emoția se transmite mult mai ușor. Mai frumos. Am avut și o tangență cu televiziunea și de aceea știu. Da, ar fi fost frumos ca pe timpul difuzării la ceea ce am vorbit noi astăzi să facem niște imagini, să luăm niște imagini și din bucătărie și corect. Chiar cum găteam amândoi. Era cred că dădea bine la public. Da, mulțumesc tare mult, Paul, și abia aștept să gust din ce urmează să iasă de sub cuțitul tău. Mă refer la cele produse calde. Eu vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc din suflet, mi-a făcut mare plăcere să te revăd. Și hai că timp hai este. Că iese. Da. Da. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi și să auzim din ce în ce mai bine. Vă pup, pa!